În primul rând, eu vreau să-i mulțumesc lui Vlad pentru că suntem aici. Acum vreo 10 ani, când Vlad a venit la mine și îmi spunea că o să facă un trus media în agricultură, și a zis, mă, Vlad, e piața asta plină. Deci avem atâtea reviste, atâtea... Deci nu este loc, e supra-saturat aici. O să vezi ce o să fac, n-a existat. Și ce a făcut cu agrointeligența este un lucru demn de admirat. Și eu sunt convins că se va întâmpla în mod similar și cu asociația, pentru că Vlad este un om care face ca lucrurile se întâmple. Și pentru asta trebuie să-l aplaudăm. Acum, revenind la asociație, avantajul de a fi ultimul este că poți să vezi ce nu s-a discutat în discurs. Și toți care am vorbit din partea politică, care am trecut prin politică, toți am condus Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Și aș vrea ca asociația mai departe să nu rămână focusată numai pe fermă, numai pe subvenții, să nu uite de mediul rural, care este foarte important. Mediul rural este clar dezavantajat la ora actuală în România. Trebuie să ne uităm un pic la educația agricolă și educația din mediul rural, care trebuie susținută, pentru că astăzi copiii din mediul rural nu au nicio șansă. Dacă ne uităm istoric, marii cărturari români nu s-au născut nici în București, nici în Brașov, nici în... S-au născut în mediul rural. Ori acești copii astăzi nu mai au această șansă din cauza lipsei educației, cu școli închise, cu autobuze, cu profesori care sunt cu jumătate de normă sau nu de meseria pe care o predau, de materia pe care o predau. E un element important. Eu aș vrea la fel ca asociația să ia în considerare o problemă de care România are nevoie și pe care clasa politică din care și-am făcut parte nu a avut curajul să o ducă până la capăt. O reorganizare teritorială, o reformă administrativă, pentru că nu ne mai... Vin fonduri europene, vorbim de fonduri europene, sunt localități pe lângă care aceste fonduri europene vor trece din nou în următoarea perioadă, pentru că nu sunt eligibile. Astea sunt două lucruri pe care eu aș vrea să le văd mai departe preluate de asociație și duse pe masa politicienilor, pentru că rolul asociației care se dezvoltă și devine un partener puternic este să monitorizeze, să fie un partener de discuție și să monitorizeze direcțiile în care se merge. Și atunci când este cazul, când se produce o abatere de la direcția dorită, să semnalizeze. La fel cum asociația, dezvoltându-se, nu trebuie să fie numai un partener pentru Guvernul României, pentru Ministerul Agriculturii. Nu trebuie să uităm că noi avem un număr mare de reprezentanți la Bruxelles, la Copa Cogeca, oameni care stau la masa Guvernului European. Și unde astăzi chiar nu mai știu cine reprezintă România la Copa Cogeca, ce asociație profesională, dar este un lucru de urmărit la fel de asociație în perioada următoare. În rest, eu nu vă doresc decât un an agricol bun, sănătate, să trecem cu bine peste perioada următoare și succes în activitate.